după patimile și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, puterea diavolilor asupra oamenilor a încetat cu desăvârșire. Dar nu tot astfel era și mai înainte. Sfânta Scriptură ne înfățișează multe cazuri de îndrăciți, adică de oameni chinuiți de diavol. Iar Sfânta Evanghelie, pe care ați auzit-o astăzi, ne arată pătimirea unui îndrăcit, pe care Mântuitorul Hristos, cu dragostea sa cea nesfârșită față de oameni și cu milostivirea sa fără de margini, l-a scăpat de suferință și l-a vindecat. Unii zic că îndrăcitul de atunci, vindecat de Hristos, era epileptic. După ei ar însemna că cei epileptici umblă goi, fug din casele lor și locuiesc în morminte. Sau că, sfărâmând obezile și lanțurile de fier cu care sunt legați, aleargă prin pustie. Deci, după susținerea lor, ar mai însemna că epilepsia a ieșit din cel epileptic și a intrat în porci, iar porcii epileptici, fugind, s-au pornit cu toată turma în prăpastie și intrând în lac s-au unecat. Care om cu mintea sănătoasă se poate lua după aceste cuvinte, știind că epilepsia nu face niciodată aceste lucruri? Lăsând la o parte niște susțineri astfel de șubrede și crezând cu tărie în adevărul Sfintei Evanghelii, vom fi și mai întăriți în credința noastră dacă vom asculta cu toată luarea minte tâlcuirea ei. Această minune pe care am auzit-o astăzi s-a mai tâlcuit și în Duminica 5-a după Rusalii, fiind povestit acolo de Sfântul Evanghelist Matei. Cum însă Sfântul Evanghelist Luca povestește unele întâmplări despre care Sfântul Evanghelist Matei nu ne spune nimic, vom tâlcui aici numai pe acestea, fără să mai repetăm tot ceea ce am spus acolo. Frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că în vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă, în fața Galilei, când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea diavol și care de multă vreme în haină nu se îmbrăcase și în casă nu mai sălășluia, ci în grob de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: „Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu celui prea înalt? Te rog, nu mă chinui!” De ce evanghelistul Matei a numit acest ținut al gadarenilor, iar evanghelistul Luca l-a numit al ghergesenilor? Și de ce evanghelistul Matei a pomenit de doi îndrăciți, iar evanghelistul Luca de unul? De ce îndrăciții locuiau în peșterile cu morminte? Și ce înseamnă cuvintele: „Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeu celui prea înalt?” Toate acestea le-am arătat pe larg în tâlcuirea Evangheliei din Duminica 5-a, după pogorârea Sfântului Duh. Aici vom arăta numai că evanghelistul Luca a spus că îndrăcitul era chinuit de demoni de mulți ani, ca să arate greutatea vindecării. Iar prin cuvintele „Rogu-te, nu mă chinui”, a arătat că și rugăciunea demonilor dobândește milostivirea iubitorului de oameni Iisus. După acestea, se vede că însuși demonii, dacă s-ar fi pocăit și s-ar fi întors la Dumnezeu cerând iertare, Dumnezeu s-ar fi milostivit spre dânsii și ar fi ascultat rugăciunea lor. Deci, demonii s-au rugat cu tremurați. Deci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și îl legau în lanțuri și în obezi,
și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Domnul cunoștea că demonii puseseră stăpânire de multă vreme pe acest om și îl chinuiau cu cruzime. De aceea, făcându-i se milă, a poruncit Duhului cel necurat să iasă din trânsul. Iar demonii sfărâmau lanțurile și legăturile picioarelor și duceau cu sila prin pustie ca să-l chinuiască mai ușor, avându-l acolo singur și lipsit de orice ajutor omenesc. Sau atunci când nu-l duceau în pustie, chinuiau deodată și pe păzitorii lui, silindu-i să alerge încoace și încolo în căutarea lui. Și l-a întrebat Iisus zicând, care îți este numele? Iar el a răspuns, legiune, căci mulți diavoli intraseră în el. Iisus Hristos, ca un Dumnezeu adevărat, știa numele și numărul demonilor care intraseră în cel îndrăcit. Dar a întrebat ca să cunoască cei de față că mulți demoni îl stăpâniseră pe bietul om, o legiune, adică 6.000. Deși erau atât de mulți, ei s-au cutremurat de dumnezeiasca lui putere. Și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Adâncul este locul cu adâncime fără de sfârșit, pe care l-a numit Sfântul Apostol Petru întuneric și tartar. Unde este însă locul acesta? În adâncurile pământului sau afară de lume, nimeni nu știe, pentru că acest lucru nu l-a arătat nici dumnezeiască scriptură. Știm însă că acesta este locul în care Dumnezeu, după cum zice Sfântul Apostol Iuda, ține pe demoni ca să-i judece în ziua cea mare a judecății. Și îl rugau demonii pe Iisus să nu le poruncească să meargă în întunericul adâncului rânduit lor, nădăjduind să mai poată face încă rău în omenire. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci și le-a îngăduit și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păstorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Sfântul Evanghelist Matei a spus că era departe de dânsii o mare turmă de porci care pășteau, iar Sfântul Evanghelist Luca a arătat și locul unde pășteau porcii, în munte. Fiindcă Sfântul Evanghelist Matei a spus că turma de porci a sărit de pe țărm în mare, iar Evanghelistul Luca a zis că s-au repezit de pe povărniș în lac, să nu socotiți că sfinții evangheliști vorbesc unul împotriva celuilalt, pentru că unul și același lac se numea și locul Genezaretului și Marea Galilei sau Marea Tiberiadei. De aceea, evanghelistul Matei l-a numit Mare, iar Luca Lac. Pentru ce au cerut demonii să intre în porci? Și Domnul le-a dat voie, suferind stăpânii lor atâta pagubă. Și pentru ce păstorii au fugit? Am arătat la tălcuirea Evangheliei din Duminica 5-a. După ce paznicii porcilor au vestit celor din cetate și din sate, cum toți porcii lor s-au înecat, atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus
și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit și l-a rugat pe el poporul ținutului gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat. Au ieșit oamenii din cetate și de prin sate să vadă ce se făcuse. Înainte de vindecare, cel îndrăcit era gol, locuia în gropi de morminte, sfârâma lanțurile de fier și obezile și era gonit de demoni prin locuri pustii. Acum cei care au venit din cetate și de prin sate au aflat pe omul izbăvit de stăpânirea diavolilor, șezând lângă picioarele lui Iisus, îmbrăcat, liniștit și întreg la minte. Pentru ce însă s-au înfricoșat? Izbăvirea celui îndrăcit nu aducea frică, ci bucurie, mulțumire și recunoștință. I-a înfricoșat însă pierderea porcilor, pentru că legea iudaică oprea mâncare din mâncărurile de porc, iar ei hrăneau porcii. Din carnea acestora, zice legea, să nu mâncați și de stârvurile lor să nu vă atingeți, că acestea sunt necurate pentru voi. Prăvălirea porcilor în mare înseamnă o mare pagubă pentru ei, dar ei simțeau în același timp că această pagubă era și o pedeapsă pentru călcarea de către ei a legii. Deci, văzând ei paguba aceasta, s-au temut ca nu cumva să mai fie pedepsiți și pentru alte nelegiuiri ale lor. Pentru aceasta l-au rugat cu toții frumos pe Iisus Hristos să plece de la ei. Iar Domnul Iisus, socotind că din întâmplarea aceasta minunată, atât stăpânii porcilor, cât și ceilalți vor scoate învățături ca să nu mai calce în viitor legea, intrând în corabie, s-a înapoiat în cealaltă parte a lacului de unde venise. Dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus, vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus. Unii zic că omul vindecat ruga pe Iisus Hristos ca să rămână cu el, pentru că se temea, în caz de despărțire, să nu cadă iarăși în stăpânirea demonilor și să pătimească din nou, așa cum pătimise înainte de întâlnirea cu Iisus. Cum însă răspunsul Domnului Hristos nu pomenește nimic despre frica celui vindecat, mai de crezut este că el, din recunoștință pentru vindecare, voia să fie mai departe slujitor al lui Iisus Hristos, să se găsească întotdeauna alături de Domnul, ca și ceilalți ucenici ai Mântuitorului, și să poată arăta totdeauna mulțumire binefăcătorului lui pentru vindecarea primită. Dar Domnul, alegând mai mult propovăduirea decât slujba lui, l-a trimis la casa lui, ca să propovăduiască minunile lui Dumnezeu și milostivirea lui, zicându-i cu smerenie, povestește nu cât ți-am făcut eu, ci povestește cât ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar cel vindecat, arătându-și credința și mulțumirea lui, povestea și propovăduia în toată cetatea cele ce i-a făcut Iisus lui. De ale cărui binefaceri, fie ca și noi să ne învrednicim întotdeauna.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.